Peste 1440 de contribuabili olteni datori la stat. La finele lui 2015, aceștia acumulaseră restanțe de aproape 54 de milioane de lei. Cea mai mare sumă datorată de agenții economici din Olt reprezintă obligațiile față de bugetul de stat, unde 1400 de contribuabili mici și mijlocii datorează 44 de milioane de lei. Urmează restanțele la bugetul asigurărilor sociale de stat, unde 650 de agenți economici datorează peste 6 milioane de lei. La bugetul asigurărilor de șomaj, 570 de contribuabili din județul nostru au cumulate datorii de peste 200 de mii de lei. Lista datornicilor se poate consulta pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În temeiul prevederilor legii 161 din 2003, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt actualizează trimestrial listele contribuabililor persoane juridice care înregistrează obligații bugetare restante în vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili. Actualizarea listei debitorilor și a obligațiilor restante înregistrate de către aceștia se face trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare. În acest sens, la bugetul general consolidat au fost publicați 1443 contribuabili mijlocii și mici, care înregistrau la 31 decembrie 2015 restanțe de 53,8 milioane lei. În lista datornicilor către stat nu figurează contribuabilii pentru care a fost declanșată procedura insolvenței, dar și agenții economici care au contestat debitele și au exercitat căile legale de atac. Următoarea actualizare a listei datornicilor se va face până la finele lunii aprilie pentru debitele restante la 31 martie 2016.